Dragii mei, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă producție Marca cu Iosif pe Coclauri. Astăzi, oameni dragi, avem parte de o aniversare. Am ajuns mai exact în satul Piatra, din comuna Chiuza, județul Bistrița, Năsăud. Și urmează, iată, după 2 ani de zile, ca să o revizităm, Pălelea Ana Măerian, mama eroină care... Iată, de-a lungul vieții, o dat naștere la 14 suflete. Am fost astăzi invitat de copiii, nepoții și strănepoții dumneai ca să o revizităm și să-i urăm un la mulți ani și vă invit cu mare drag alături de mine acasă la Lelea Ana Măerian. Doamne ajută! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Doamne ajută! Ai de mine că e casa plină! Doamne ajută! Ce faceți, Lelea Ana? Bine ați venit la noi! La mulți ani cu sănătate! V-am adus și un buchet de flori, Lelea Ana, pentru că, iată, 92 de ani în ziua de azi nu-i mai face oricine. Atâtea flori ne-ai pus în el. Păi nu-s multe, Lelea Ana. Să pot număra. Să pot, astea să pot număra. Oare pot să vă strâng o țără în brață, așa ca de 92 de ani? Să mă scol în cea oră. Nu-i cazul, Doamne ferește. La mulți ani cu sănătate, Leana. Și eu vă mulțumesc frumos că ați venit la noi. Ce faceți? V-am așteptat de multă vreme. Serios? Ai fost dus pe alte părți. Am fost dus până alte părți. Am înțeles că sâmbătă a fost petreșere mare aici la dumneavoastră. Da, am avut, da. Au venit copii, nepoți, strănepoți, așa? Au venit, toate lumea au venit. Cred că v-ați bucurat. Dar să-i vedeți pătăți la oaltă. Eu mă bucur că vă copiii mei. Mă bucur cu cam mult și ia s-o veni. Nu mă lipsește unul. Până nu l-am putut aduce. Și tăți o veni până America, adică în străinătate. Așa da, s-o adunat. Da, o veni aici. Din America, din Spania, din Austria. Foarte fain. Foarte fain că, iată, v-ați adunat și la 92 de ani, Leana. Da, pe mult. Pe mulți? Mult, da. Tă, dacă ai copii, te bucuri și te înjurezi. Corect. Dar dacă nu aș avea copii, nu știu, și-ar fi. Da, ce-ați mai făcut de-am uns 2 ani de zile când nu ne-am văzut? Ce-am făcut, mai mult am citit de-a. Mai mult ați citit. Văd că aici aveți Sfânta Carte. Am mai asta nu se departe de mine. Am zis că când mă duc cu aia să mă ducă, să pui cu mine. Cu Sfânta Carte? Da. Uite, îmi povestea zilele trecute la telefon, Leana, îmi povestea doamna Dina Simion de la Dumitra, că anul trecut ați citit Sfânta Biblie de 30 de ori. A citit-o, dar așa am citit-o de mai multe, dar n-a mai însemnat. Da, cu ochelari sau fără ochelari? Eu iau din capăt, mă duc din capăt până în capăt, când a gatat-o... Apoi mai citesc la eu, că și el o fă ca mine, așa, și mai citesc de la salmi, apoi mai citesc iar din capăt. Și-o reluați iarăși. Și ia rugat, ia rugat și gata. Că mai bine. Cu Domnul e bine. E bine cu Domnul. Foarte, foarte. Uite, mi-au cam minte că ultima dată când am fost, așa ați și încheiat, că îmi doresc ca până la sfârșitul vieții să mă duc cu Domnul la oaltă. Da. Cum e cu Domnul de mână, Leana? Cu Domnul. Atâta e o bunătate cu Domnul. Când îl ai. Nici nu știi că trăiești pe pământ. Cât de greu mi-a fost, te-ai dus. Când a fost cu el, tăti s-a dus. I-a spus lui, Doamne, așa, m-a îndrumat când ce fac și era bine. Da. Că cum a rămas cu 9 copii, eu am fost de 45 de ani, el a fost de 50 de ani și a murit, a rămas cu 3 vași, cu 27 de oi, cu 5 porci, cu 9 copii. A fost ușor, colectiv. Da, da. No. Și cu Domnul de mână de câtă vreme sunteți? Da, cu Domnul atât o fode ușor. Tăt, a făcut. Dar de câtă vreme l-ați luat de mână pe Domnul, Leana? Câți ani aveți de când trăiți cu Domnul de mână? Eu am, din 59. Din 59? Da, de atunci. Până atunci am fost așa cum ești dumneata.
Așa cum suntem mulți, mulți pe lumea asta, împrășteați. Da. S-au dus. S-au dus, pui, și-au rămas cloși ca singură. Dar acum locuiți singură? Nu singură, că-s cu Domnul. E-s cu Domnul și am o soră cu mine. Am înțeles. Că nu pui singură. Sunt lucruri care eu nu lipsesc. Singură și ei cu mine. Uh-huh. Am înțeles. Noi bine, Domnul și lăudat. Iată, mi-ați amintit mai devreme că ați rămas văduvă de tânără, da. Aș putea spune. Data trecută n-am amintit așa multe, multe lucruri despre bărbatul dumneavoastră și așa mai departe. Și aș vrea un picuț să ne întoarcem, Leleană, în trecut, așa, de când v-ați cunoscut? La ce vârstă v-ați căsătorit? Ne-am cunoscut de copii mici. De copii mici. Ați fost de aici dintr-un sat. Că dacă am fost aici în capăt ăsta de sat, dar nu ne-am cunoscut cum și la o la altă. Asta vă baiu. Și la o la altă nu acolo, că la voie ne-a luat. Și după câtă vreme v-ați dat seama că sunteți unul pentru altul? El în noiembrie a venit din armată și noi în februarie am luat cununte. Deci după ce a venit din armată? Da. Și dumneatale câți ani ai avut? 20. 20. Și el cu 5 ani avut mai mari ca mine. Am înțeles. Și primul copil când, la ce vârstă l-ați avut? În anul ăla. În anul acela? Da, păi da. Da, da, da. În 26 de aia, în 14 copii. 14, da. Dar unul ne l-a dat, l-a luat, că a fost avea lunguri. Da, da, da. Nu urțăm el de aici, că a fost mare. Fugea 4 kg jumate și l-a luat lor, când i-a trebuit. Da, știu cum mi-ați povestit data trecută despre lucrul ăsta și... M-am uitat așa în comentarii că multă lume a reacționat la ceea ce ați zis dumneavoastră. A reacționat în sensul că s-a întâmplat la mulți în familie atunci. Da, da, da. Ai că a rămas fără copii. Mi s-a luat. El, nu, a murit, el a mii copil ne-a fost de 8 luni. În 77 și în 78 el a murit. A fost de 8 luni. Da, da, da. El mai mare acasă. Dar mai mare, doi am avut, Samuel și încă unul este fost dus, el, Samuel în Câmpia, Turzi și este la fost în Arad, Matei. Uh-huh. Și el mai micuț a fost de 8 luni. De 8 luni. De 8 luni când a murit bărbatul dumneavoastră. Și el mai mare care a rămas acasă, a fost ăla cu 12 ani. Am înțeles. Nu. No. De 12, apoi de 8, apoi... Da. Înainte, Leana, nu trebuia multă vreme până să ajungeau doi tineri să căsătorească, așa-i? Da. Un, doi. Să întâlneau, să cunoșteau, făceau tocmiala și să căsătoreau. Atunci eu mai mult, că atunci eu tineri, mai mult și eu stau, sau mai altfel, nu s-o împrășteat. Ai să te acasă. Nu te-ai dus, nu se duc în toată lumea. Nu se întâlnesc numai prin telefon. Corect, corect. Nu, dar noi ne-am întâlnit. Tătă ziua, dacă ai fost fazi numai, și-o vă vremea tu vezi. După ce v-ați luat cu bărbatul, de la ce ați plecat în viață? De la ce ați pornit pe drumul vieții? De la atunci ani mai se put. Acasă. Acasă. Acasă, când gata la noi, de făcut ce de făcut, cu capalitul, cu săceratul, cu cosutul mai de la Cornea, că acolo nu era. Că acolo se căsă mai târziu. Eu când se gata săcerat aici, mai era la Ilva mică și la Ilva mare, la săcerat. Da, ați mărs în sat. Era greu, nu-i camul. Da, da, da. Era greu. Era greu, nu era, nu se face bucate. Se face bucatele, dar și ca vremea de vreme. Și ca bumă de vreme tare. Și nu era bine. Nu se coșe malaiul, muceză, nu era bună farina, o mâncai, cum era, ce să face. Da, data trecută mi-ați povestit că ați fost prin sat la lucru, pe la oameni, ca să faceți un leu, să țineți casa. Da, mereu vieșcare, mereu care în catelun, ca aici, apoi după aia bărbață, și la casă, acolo, că n-avea ce fa... Apoi mai lucra la pădure. Ca să ai un ban, țineai galice ca să te poți, să poți ara, să poți cara. Și el, când a murit, a rămas, nu.
Și aici, în casa asta, ați avut toată gospodăria, nu? În casa asta, a fost alta, a fost... A fost alta rece. Înainte. Uh-huh. Numai noi am făcut asta prin 66. Da, 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 deci prin 66. Da, și-a făcut un nou, pe plan, mai multe cameri, da? O zis, femeia, îi facem atâtea, mă, omul, îi facem numai atâtea. Acolo a făcut un ghibel, că am zis că ne ducem până acolo, dacă avem copii. Ei, dar pe ce-au dus? Copiii s-au dus. S-au dus și el, s-au dus și copiii. Cine să facă? Da, da, da. Așa a rămas. Așa, iată, azi mâine intrăm în luna martie. Să zice că luna martie e o lună dedicată femeii, în special, și a mamei. Care-s datoriile mamei, Leana, pe lumea asta? No, mama are multe datorii. De copii, dacă vreau să te asculte, care te ascultă. Am nimic ascultat, oamenii și l-au dat. Au fost buni, au ascultat. Cât le-am dat, le-au fost bugăt. Amul ăla e mai mare, ăștia mai mari, au fost mai rău. Dar când au fost eu, au fost mai rău. Că când au fost eu, au fost o coscă de mnere, au împărțit-o mama în patru, că eram patru frați. Și un colție, unul ție, unul ție și unul mie. Au pus în vid o lingură de apă și atâta mama ligă, atâtea. Păi mamă, ne mai trebuie. Păi nu mai am, mă copii nu mai... Păi dacă mai trebuie, mă copii nu mai cereți. Mamă, ne trebuie. Nu, păi vă dau a mea. Și-o împărță ei și după aceea ne-o băie la bucăt. Da, da, da. De câte ori ați lăsat de la gura dumneitale pentru copii? Nu te-am înțeles. Adică de câte ori ați lăsat de la gura dumneavoastră pentru nu copii? Întrebă de, de câte ori am întins în labă și golă. O, a, de asta întreabă, mă. Că nu mă ajungea în brige, că nu era bugănul mamnei. Că vine așa ăștia de pe aici. Mă, copii, nu veniți, veniți pe rând. Să mâncați, nu veniți să zicea, păi mamă, dacă suntem flămânzi, păi tăți deodată. Ui, veniți să vă rând, tăți, suntem flămânzi. Apoi și pe masă, și jos, tăți, ce să faci? Dar și-o pe copii atunci, o mulți, dar unul nu s-a așa. Dar unul aduce barza, ți-a copii. N-aduce barza. O murit, ai bătrân. Da, se spune că o mamă îndură și iartă multe la viață pentru copii, nu? Ierți, e bine. Domnul și l-au dat că n-am avut necazuri așa cu ei. Că nu vom nici moțăliți, că nu vom nici, că nu vom mari, că mari, nu, te s-o fă bine, nu mi-a făcut prostii, nu mi-a făcut ce-a făcut, nu. Și totuși, iată, pântate greutățile pe care ați trecut, Leana... N-am avut să le fac, atâtea câți, atâția, dar cum le fac la 13 câți? Asta vă am să zic, cum le-ați făcut partie la fiecare? Și-au făcut ei partie, și-au făcut le-am spus atâta, mă copiam, până la ce s-au dus la lucru. O gata de școală, s-au dus fără mai departe. Nu, mă dăi s-au dus la scultură, bine s-au dus la... Samuel s-au dus la... La minor, nu, apoi veni s-o duc la, în Cluj, la, cine știi cum, domnul iartă, mă bucă. La școli. La școli, da. Liceu alimentar. Mă, de școli. La liceu alimentar, ne zice fata. La de frigidere, de aici, ce știu cum să zice. Nu știu nimic cum să zice amulat. Deci fiecare și-a făcut partea. Tătii și-a făcut partea, fetele. Fetele au mărțit unde trebuie, iar ele la Nasăul ăsta, în Vecheam, în Bistriță, care unii au avut. Dar pe lângă toate greutățile astea ați avut și bucurie de la și 14 ani. Am avut și bucurie. E bine, a fost bine cu toate domnii și l-au dat. Da. A fost bine. Că dacă nu, toți că mă mâncau, mi-au mâncat și urechile, am. Nu mi-au mâncat niciunul, că au mâncat toți de la masa mea alții și stăi numai copiii mei. Da, da, da. O fost bine, Doamne, și de la o dată. Cu Domnul bine, oriunde și ei. Când te duci cu Domnul bine, că Domnul nu te lasă de ei. Când mi-era mai greu, atunci, Doamne, ce să mă fac?
era gata și știam ce să mă fac. Dar ce v-a făcut ca să vă luați așa de mână cu Domnul? Ce m-a făcut? M-a făcut așa, că mi-a fost dragă credință și am vrut să fim mântuiți. Și noi și copiii noștri. Că altfel nu se poate. Nu se poate asta fără credință. Nu, ce facem eu cu atâta mare de copil să fie și ne știi pe unde, cu toate nacazurile și cu toate drogurile și cu toate ce găsi. Au fost copii liniștiți și ei știu ce să-și facă, așa o fac cu nemețelie, ori eu ca mamă și-am putut, le-am făcut când era la școală, dacă i-am putut lua un, că e un întreg la unde am luat întreg, unul dacă l-am luat și l-am tăiat în două. Când nu puteți, că nu, mamă, nu mai putem, nu? Nu las dacă nu vă poți lua la atât. Vă eu și taia, le-am două și da, chinu, e vei. Vai, păi, eu îl luam după aia la atât. Și ei s-au mulțumit. Dar nu la voi de la școală, a l-au aflat o gumă, a l-au aflat o ascuțătoare, a l-au aflat nu știu ce. Mă, voi nu aflați nimică jos. Un cui nu mă duceți la casă, gata. Un cui la casă, nimic. Avem. Îmi trebuie ceva, îmi cumpăr. Și întrebă ce nu au nevoie. Deci i-ați învățat să trudească pentru și a și voi. Da. O fobune. Domnul și l-au dat. Mulțumesc la Domnul, când i-au dat Domnul și copii buni și norori buni și gineri buni. Tot atât am ni, ori ginere, ori ficior, ori fată, ori noră, mi-e tot atât am ni. Tot atât am ni, tăți. Pateți iubesc, tăți mă iubesc și bine, Doamne, și laudat, e bine. Aș vrea un pic să ne întoarcem la partea cu credința. Întoarmă. Ați zis că a fost foarte importantă credința pentru familia dumneavoastră. Da. Îi musai ca într-o casă să și e credință, să și e frică de Dumnezeu, să aibă copiii iarăși frică de Dumnezeu? Eu știu că dacă vii la Domnul, Domnul le dă. Domnul îți dă. Nu trebuie să-i dau eu. Nu trebuie să-i dau, când le dă Domnul, atâți le-au dat. La care au avut toate și alea și nu le-au dat și le-au dat la mine. Nu pot scris că vor numai un copil și doi la gaz. Și gazde și au fost vai de capul lor. Și de-au părinți, tăți îți duci și ei tăți. Nu, eu când am fost 24. 12 fete și 12 ficiori. Și nu mai eu sunt rămas, măi omule, și eu am avut mai mulți copii, și aceia au acum câte unul, doi, și îți duci de chin, și ei și ele. Și numai dumneata ai mai rămas. Eu sunt rămas. Am ținut educațiunile lor. Ei se rogă pentru mine, eu mă rog pentru ei. Și e foarte bine cu Domnul. Atât de mine și de ușor. Că n-ai de dus nimic, nu atât trebuie să leși. Te trebuie să leși. Nu. Aici n-ai de fac un nimic, nu o să leși. Uite la sata, mă, uite la sa multe. Da. Atunci, nu. Până la 20 de ani, și apoi după aia nu m-am pocăit la lor, până 20 că m-am maritat. Și am stat. Mă, 45 ani. Deci după ce v-ați căsătorit, cam la 45 ani. Da, cam așa. Dar, Leana, dumneata ești o femeie trecută prin viață. Tată ziua, iată, din Sfânta Carte și știți. Câte rugășiuni trebuie zisă ca Dumnezeu să ne le asculte? Eu rugășiuni să mă găte, că mă sunt eroși, Domnului. Ce trebuie? Eu mă rog la Domnul și întrebă mie, știi, ce am nevoie. Dar trebuie mult ca să ne rugăm să ne le asculte. Nu, mult, nu mă, dar bine. Un pic de bine. E, o trebuie și azi sunt tot alea rugăciuni care ce-a scris, sunt tot un tumor, tot un fel, tot un fel. Și ce bă, ce trebuie, pe șcare, știm de ce avem. Eu știu de ce am avut nevoie. Dacă n-am avut ce mânca, m-a rugat Domnul să-mi dai să mănânc, să-mi dai și-mi da. Nu, când n-am avut unul, iată tot așa. Și Domnul îmi dă atât de ce alea, n-am dus dor de nimic. Și aveam unul, nu dor nici așa. Că am dat și Domnul și-a dat copiii mei.
Credeți că Domnul vă mai ține pe lume pentru, pentru a vă mai căi? Eu nu știu până când, că la Domnul zice că o zi, că tu mne iai, tu mne iai, că tu zi. Eu de unde să știu? Poate să mă ții o zi, poate mne iai. La fiecare ne scris cât. E scris din pântecele mamei să ia așa scrie. Și dacă scrie așa, eu știu așa, dar și amin. Aici s-a dus. Eu încă până mă nu m-am dus. Că, apoi nu știu, poate până la stară, până mâine, nu știu. Da, da, da. Da, cu Domnul e fain, minunat. Am înțeles. Și mai ales cum nu. E minunat să ții cu Domnul. Dacă ar și, Leana, să-mi dați mie, iată, ca tânăr care astăzi începe să-și întemeieze o familie, să zic așa, să meargă pe drumul vieții, cu ce m-ați sfătuit pe mine ca și tânăr? Să creze în Domnul, să-l cauți, că dacă-l cauți, îl afli. Știți ce mi se pare interesant, Leana? Cam o iată de 11 ani, mai bine de 11 ani, tot îmblu așa pe coclaur, pe la oameni în vârstă și îi tot întreb de una și de alta. Oare de ce omul ajunge la bătrâneță să se apropie mai mult de Sfânta Biblie? Păi dacă zice că din pământ să ne facuți, în pământ să merem. Dar de ce numai la bătrâneță ne dăm seama, Leana? Dar mor tineri, câți au murit tineri? La noi mor mai mulți tineri ca bătrâni. Da, și totuși, iată, numai la vârsta bătrâneții ne dăm seama că trebuie să slujim lui, să zic e, așa. Nu, ei. Păi dacă ne dragă lumea, nu ne despărțăm de ea. Că gândim că lumea e mai faină, dar nu că e mai hâdă, că e cu toate prostiile. Dacă la Domnul ești mai liniștit, ești mai... Domnul binecuvintează pe copiilor. Am avut acest copii, dar niciodată nu m-am gândit că ori ce mă-i face cu ei. Tăți, îți vine, au ce le trebuie, mai mult. Mai mult, nu cât le trebuie, mai mult. Da. La omul, Domnul se grijește de copiii lui. Corect. Știu că data trecută, la fel, mi-ați zis că atunci când merem din lumea asta, așteptați, cel puțin din punctul meu de vedere, să vă întâlniți acolo sus cu Domnul da. Și să vă împartă de-a dreapta Lui, e, să vă puie. Că dacă așa scrie aici, aici așa scrie și dacă scrie aici, ai dat așa. Nimic nu trece uiută și ai scris acolo să nu se împlinească. Și ne vrei să... și ne nu. Și gola lui, ce este? Fiecare, ce e raia capit? Corect. Cum credeți că e raiul dincolo? Dincolo ce fain. Ai fain așa. Știi ce? Amu când au fost amunită de-am votăți ca amun de vineri, numai în șerea ce mai fain. În șerea acolo ce mai fain. Cum au fost aici, cum suntem aici stăți. Aici să n-au idei. Împărțit cu nimeni nici, noi avem fiecarea noastră și atâta-i tot. Nu purtăm grijă la alții. Vă gândiți la raiul de dincolo? Păi dincolo, da. Dincolo cu ne-au duce, dar nu se știe. Dar bine, Doamne și laudat. Îți spui că ea, nici, noi am fost atâția și numai eu am rămas. Din întâmplare, numai eu am fost pocăită. Numai pe mine m-o lasa mai mult. Păi l-au și-o dus pe tăți. Da, da. Tăți au fost și domari, și mai mici, și au lucrat pe la mine și au lucrat în tine. Dar de rădare că nu s-au dus și au rămas. A unul degeaba să zice că vinim pe rând și merem pe săritele, Ana, nu? Merem pe sărite, da. Apoi am eu, câți o să tâncă s-au dus și au rămas, atât am tăsărit. Au putut să ne mă duc și orele. O trecut rândul de dumneata. Da, la mine o trecut. Da, cu sănătatea cum sunteți? Cu sănătatea, Doamne, și la o dată îți vine și orele, nu-ți bune, nu măr că tot trebuie să margă, ea mai trebuie, da, dar bine, mă duc. Cât poți, nu? Am un om de mâns mai departe. Dar pe afară mai ieșiți, așa e? O ieșim, ies, mână pe drepte, pe aici și înapoi. La aer curat. Pe drepte după aceea să mă cobor. Da, 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 corect. Am mers bucât. Am fost în America, am fost în Spania, am fost în Austria, am fost în tăția, am
nu mă mai duc, că mă voi bine la casa mea. Deci, până la urmă, tot mai bine e la casa noastră, nu? Bine, ca la casa ta mea. La atât e bine, la atât vreau să mă duc. Și la atât am fost. Dar la bătrânețe mai bine la casa ta. La bătrânețe mai bine la casa ta. Tinerii se duc la lucru, tu singură rămâi. Apoi mă duc la casa ta, ești aici. Da, da, da. O trușește aici, ce vezi. Aș vrea să revenim la ziua de sâmbătă, zi în care a fost aniversată. Câtă lume v-a călcat sâmbătă, pragul Căsăleană? Vai, vai de mine. Aș fi fost fain dacă erai. Nici ce n-ai venit atunci. Așa au fost vremurile. Am fost dus până alte părți și e mai greu cu drumurile, stimpați peste tot. Dar cu un drum în contru, nu? Da, dar o să rog copiii să-mi daie câteva poze să le pun, să le pun pe, pe material, da, uzi, să-mi trimită câteva fotografii, am înțeles că s-au făcut și câteva filmări. Câtă lume? N-am încăput. N-ați încăput aici? Nu, am lăsat acolo un capăt, acolo o casă mai mare. N-am încăput, poate că și asta ziceam voi, n-am avut mai mulți. La mulți ani, cu sămăta, pe să îți ia Domnul tot ce dorești, pe la mulți ani, să trăiești. Mama i-a chemat pe toți în casă, că noi copii afară ne jucam, ne amintim de vocea ei duioasă, din vremea aceea când copii eram. Copii, veniți la cină, iată că seara a sosit, în copii, veniți la cină, iată că seara a sosit, în casă e lumină și parturile vi le-am pregătit. Da, iată că dumneata, Leleana, sunteți o femeie care în fiecare an sau măcar o dată pe an strângeți toată familia la o altă. Sunteți un motiv pentru care, iată, copiii se adună aici la casa dumneitale. Vin să mă vadă, vin. Da. Vin să mă vadă, păi pe telefon de aici, de vezi, de mă tătă ziua. Da, vezi telefon cu vedere? Eu am avut, ce am, am meu dat un nepot, dar nu mă știu eu cu ala, eu am cam nevi, dar au ele. Uh-huh. Și are fata care cu mine, care de aici așa, am eu și ne vedem acolo, câteodată ne vine și 8. Și 8 persoane? 8 persoane, ne bagăm acolo, ne uităm așa. Și a ajuns lumea asta, Leana. Poțiră de tabletă să ne vedem toți. Și în America cât de iute, ea ne-a munit și o și venit. No. Chine și apare. Cum merg așa, iute? Ați gândit că or veni vremuri așa de bune? Nu. Nu v-ați gândit? Sunt bune, așa cum sunt bune astea, da. Nu sunt bune de altfel, că toți copiii au de ala și de mici, știu cine știe ce. Și pe alea scris cine știe, nu-i bine scris, nu-i bine. Da, da. Am și părinții, trebuie să aibă o țără grijă. Păi are, dar voi, când nu-i copilul tău cu părintele, să uită unde vrea el. Aia-i baiul. Să ascunde. Da, mă vedeți, noastră, cam, dacă îi să ne uităm așa după experiența dumneitale, dacă dai copilului 7 ani de zile, cum se spune, și 7 ani de acasă, îi dai așa cum trebuie ca și părinte, eu cred că tot așa mere în drum, în viață. Copilul te-a ascult, eu la mine dacă i-am spus așa, ziua n-am prea avut lucruri, n-am putut stată mult cu ei ziua, că avem de lucruri, dar s-am sara. Sara, da, da. Povesteam, uite-mă copii așa, uite-mă copii așa, uite-mă copii așa, tatăl tău a murit, eu, dacă voi nu mă ascultați, mă duc și eu, ce faceți? O vreau să-mi ia la stat, nu am vrut să-i dau. N-am vrut să-i dau. Ne-a dat Dumnezeu să mă chinuiesc eu cu ei. Nu m-am chinuit, că vă buni.
Nu m-a găinuit. M-a venit la, la un loc să le ai unul, doctorul de la, din Nasău, doctorul Bilț, doctor de copii, unul a vrut să, mă, să le ai pe unul al mai mic, fratele Gustu din Deaj, să-l dau numai cât e la școală. Da, eu nu l-am dat, că am zis că dacă merg la școală, să face domnul ăla, mai vine la mine? Nu mai vine. Da, da. La mine. Și nu i-am dat la nimeni, am crescut eu. Și a fost tare bine, domnule, și l-au dat. Am zis că nu poți, te vine și mă atât întrebam, nu poți. Că am doi copii mai mari, Samuel ăsta care e America, a fost în Câmpia-Turzi și ălalt a fost la, la, ora, la Arad. La specializare, că eu fiu sculptor de stanem. Da, da, da. Și le-am scris, dar numai 3 rând, 5 rânduri le-am scris. Dar atunci scrie cu păiniță și s-au zmâzgalit. Și i-am scris acolo că ia uite, vrea să iei pe Veniș, pe Ilie, ce să fac cu ei, ce să fac, că te vin și te să iei. El mi-a scris așa, mama, nu da nici un copil la nimeni, când eu mă venu atât. Toată din bană el părțim. Da. Și eu mi-a dat. Și de lui o maritate, 4. El i-a fost maritate, dar nu ești care au fost așa. Zice, dacă mă numai atâta bucățică de malai, noi am părțit la, la o la altă. Și au scris cum au scris, vă seama, au fost tot, când s-au încis, s-au... S-au lipit. Și am zis, gata, au putut veni. Și de la, apoi doctorul voi ăsta de la său, vine că merea în Cluj, îl afla pe jo, pe drum, îl lua. Îl lua motorul și îl duce în Cluj. Da. Și l-a duce înapoi, dar nu l-a dat în altul. I-ați crescut așa cum ați putut. Da. Dar familie, așa numeroasă, o mai fost aici în sat? Nu atâția, până la 12. Deci până la 12. Da. Mhm. Dar așa, de-a lungul timpului... Dacă când... mai trăie, poate avea mai mulți. Dar așa atât au trăit până la ăștia care au fost. Da, și da. Eu cât mi-a și dat nizol, că tătii, gata, eu nu, noi nu. Dar familii de-a lungul vieții, ați mai întâlnit așa din poveste în poveste, care avea tot așa, de 14-15 copii? Eu vă drag și lui și mie. Și până când am avut, am avut 4 copii, 4 fete. Și după aceea, după ce m-am maritat, apoi am avut pe ăștia la asta. Dar noi ați că câinile Domnului trăsesc copii. Da, da, da. La noi nu, la noi nu a fost nimic schimbat. O vă bine și Domnul ne-a purtat de grijă și îmi poartă zodia azi. Cât s-au dus mari, gazde, bogați, numai copil și ei și copii și tăți, eu am rămas. Nu, no. Iar vă soții, mie mi-a fost mai bine. Mi-a fost mai bine ca cu Domnul. Doamne, ce l-au dat! Atâta de bine cu Domnul, domnișor, ca tăl, ca tatăl, că lasă, dar călcați. Lasă-le. El să lasă, să gata. Încă nu s-a gătat, încă nu s-a gătat. Aș vrea totuși să vă întreb, am la 92 de ani, ce vă mai doriți la lumea asta, Leana? Și ce mai doriți? Doresc atâta lumea să, să cate pe Domnul, că-i aproape să vii, să cuți o spanță. Pașă. Aici scrie. Că vremurile din urmă, orice războaie, vești de războaie, nu v-ați mai mantați, că-i numai începutul. O și boli vezi, câte sunt, câte năcazuriți, dar nu mai spui mantați. Am mai trebuie două lucruri să vie și apoi gata. Încă două lucruri? Două lucruri mari. Care sunt acelea? Am da. La Domnule, știi. China și vremea aia. Și le știm și noi. Și asta aia. E bine. Dar, Leana, dacă trageți o linie la viață, le-ați împlinit pe tate? Pe lumea asta, cel puțin. Nu trebuie nimic. Nici din lume nu mai trebuie nimic. Nu vă mai trebuie nimic? Nimic nu mai trebuie din lume. Când dă Domnul tăte, că te întreb, nu trebuie, ce mi se facă cu din lume? Deci le-ați împlinit pe tate? Nu l-am împlinit eu pe tate, trebuie să le împlinit. Cât am putut, eu am împlinit și țaua.
cât poți, cât poți, când mai dă cu tigiungă, eu mai stau o țin în loc și iar nu mă apuc și așa mai departe. Să știți că tare mă bucur că astăzi la 92 de ani v-am reîntâlnit. Ea. Sănătosă și cum să zice, pe la țară cu mintea întreagă, nu? Că asta e cel mai important. Doamne, și... păi măi, eu știu de pe clasa întâia, păi noi știam la 99. Corect, corect, le țineți minte pe tatea. Doamne și lauda. Da. Asta mă ține pe mine. Eu citesc aici, nită citesc, e bine, minunat. Doamne și lauda. Aș vrea acum, dacă nu-i cu supărare tare mare pentru copii, să ne învârtim, uite așa, Leană, rotă pe lângă dumneavoastră. Eu știu că vi s-o mai cântat odată la mulți ani. Dar parcă nu se poate, dacă tot am venit la dumneatale, să nu vă mai cântăm încă o dată la mulți ani. Cântă și de mai multe ori să-ți cântă. Și cântăriți, nu orice. Atunci ne strângem rotă pe lângă dumneavoastră și vă mai cântăm o dată așa, la mulți ani, înainte să încheiem materialul. La mulți ani cu sănătate să îți ia Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire la mulți ani să trăiești. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Mama să trăiască, mama să trăiască la încă o dată la mulți ani, Leană, să aveți parte de sănătate și am ce să mai zic, Leană? Și dumneavoastră să vă dea Domnul că ai mai mult ca mie. Să dea Dumnezeu. Știu, Leană, că sâmbătă dumneavoastră n-a știut că toți copiii s-adună, așa e acasă. Păi v-a făcut o surpriză. Mi-a făcut surpriză și n-a știut. Uh-huh. Când ne-am văzut, păi am plâns că... Dar au venit azi odată sau cum? Cum s-a întâmplat? Părând. Părând să nu știu. Uh-huh. Când a văzut că mi s-a umplut casa, mi s-a umplut șoții de lacrimi. Da, da, da. No. E o bucurie de fiecare dată, iată, când vă adunați. Când vezi copilașul tăi așa bun și bine. Așa e. Promitem oamenilor, Leană, că ne adunăm la 100 de ani? Nu? Nu zic. Să vedem copiii ce zic, oare la 100? Dacă așa o tăie de Domnul, atâta și. Aha. Dacă așa o tăie de Domnul, dacă nu. Da, da. Îmi aduc aminte, Leană, că am uns 2 ani de zile, mi-a zis că aveți o grămadă de nepoți, de strănepoți. Știu că 2 erau pe drum data trecută și aici... Da, unul venit. Aici văd o hârtie pe care cred că familia au lăsat-o pe masă cu toată... familia, da. Numeroasă pe care o aveți. Și văd că, iată, din 2 oameni, 111 oameni, da, au venit după dumneavoastră. Da. Mulți. Am 40 de nepoți și 47 de strănepoți și unul pe drum. Deja numai unul mai este pe drum. Deci gata, putem să punem 48, nu? Putem. Deci 112. Nu, putem. Unde să zice... Corect, bine. Da, da. Iată câte flori poate aduce un cuplu în viața asta. Poate, dacă vrei. Da, da. Dacă vrei și dacă dă. Domnul dă, da, omul... Domnul zice, lasă-ți copii să vie la mine. Omul nu-i lasă. Da. Ei te merg din alte părți. Așa e, Leană, încă o dată multă sănătate și să dai Dumnezeu să ne vedem la 100 de ani, nu? Am vrut să ne vedem mai uite de 100. Și mai uite, păi cum să nu? No. Poate facem o tradiție, atât, în fiecare an să ne întâlnim la oaltă. Ia, din 92 până 8, ca mult 8 ai. Da, da. Nu mai... Corect, îți mulți 8 ai de zile, așa că ne vedem din an în an, Leană. Copilul e mai mare, copilul e mare în 8 ai. Corect, corect. Dacă l-aducem de-amul. Așa, mă învârt și eu către dumneavoastră să ne vadă lumea așa pătăți la oaltă. Vă mulțumesc tare mult că astăzi m-ați invitat, iată, să o sărbătorim la oaltă pe mama dumneavoastră. Să-i dea Dumnezeu putere și multă, multă sănătate să vă puteți bucura în continuare de Dumnezeu, că asta e cel mai important.
Și iată, zice, nu în continuare, Leleană, mama dumneavoastră să fie un motiv de a vă aduna la oaltă. Multă voie bună, oameni dragi de aici din comuna Chiuza, satul Piatra, județul Bistrița, Năsăud, și să dai Dumnezeu să ne revedem sănătoși. Oare pentru noi dreptatea va înflori, lanțuri fărâmați zbor, ca un șoi m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă. Departe dorul se avântă departe.